Am decis să nu dau supă cremă de roșii invitatului la cină. Mămucică! De ce ai făcut așa răuța și ai lătrat la mami? Bună și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Roxana și în videoul de astăzi vreau să vă povestesc ce mănânc eu într-o zi. Și fac videoul ăsta nu pentru că e atât de important ce mănânc eu într-o zi, ci pentru că eu am adoptat o dietă vegană de 6 luni de zile, în curând, 5 luni jumate, și prin video ăsta aș vrea să încurajez oamenii să adopte măcar anumite mese vegane sau de post sau care să conțină tot mai puține produse de origine animală. Oarecum dacă arăt alternativă o zi din viața mea unde eu mănânc vegan, poate unii oameni vor lua câte ceva de acolo sau vor fi cel puțin interesați să guste măcar o dată, poate vă va plăcea. Pe lângă beneficiile legate de sănătate pe care le veți câștiga, să zic așa, cu siguranță sunt și vor fi beneficii morale prin faptul că nu mai chinim animale mâncând astfel. Să mănânci vegan înseamnă să excluzi orice aliment bazat pe carne, lapte, ouă, miere, orice aliment care provine de la un animal. Poate că unii dintre voi sunteți deja vegani, poate că vă gândiți să adoptați stilul ăsta de viață, poate că pur și simplu sunteți curios să vedeți ce am mâncat într-o zi. După cum puteți să vedeți, mănânc așa de 6 luni de zile, nu sunt moartă, mă simt excelent. Am văzut tot felul de videouri pe YouTube în care cineva spunea, am încercat mâncare vegană, era să vomit. Bă, hai nu mai exagerați, adică treaba nu e chiar așa, adică nu e deloc așa, nu că nu e chiar așa. Partea bună este că în secolul în care trăim, sau mai degrabă anii în care trăim, au adus totodată o schimbare majoră pentru vegani. Anume, există înlocuitor pentru orice produs de origine animală, există un înlocuitor vegan, bazat pe plante. Nu există problema că nu putem să mâncăm, nu știu, prăjituri, nu trebuie să renunțăm la absolut niciun fel de mâncare din viața noastră care ne place nouă. Putem pur și simplu să luăm ingredientele, laptele de vacă și să-l înlocuim cu un ingredient vegan, plant-based, anume lapte de migdale sau orice vă place vouă mai mult. Așa că o să încep să vă povestesc pur și simplu ce am mâncat eu într-o zi și o să inserez mici filmulețe pe aici pe care le-am făcut în ziua respectivă. Asta am mâncat ieri sau alaltă, nici nu mai știu când am filmat, nu am apucat să filmez totul într-o zi, dar vă povestesc și am să vă inserez videoclipul. Eu de obicei îmi fac mâncare pe mai multe zile. Adică eu și prietenul meu, și el este vegan de asemenea, le facem mâncare pentru mai multe zile. Și nu gătim în fiecare zi sau la fiecare masă. Desigur, am avut o perioadă în care făceam asta, dar nu e foarte sustenabil pentru că nu ai timp și chef tot timpul să gătești ceva nou, deși e mult mai gustos și mult mai bun orice gătești cald, orice e fresh acolo făcut, e mult mai gustos decât să mănânci 3 zile, dar din punct de vedere al timpului, salvăm niște timp și asta tot timpul ajută. Și din nou, nu am chef tot timpul să gătesc. În ziua de luni, totuși, fiindcă am fost plecat în weekend și nu am avut timp să gătesc pentru mai multe zile, în ziua de luni am gătit la fiecare masă și mai mult a fost o zi specială pentru că oricum am avut o invitată la cină și nu am avut cina mea basic pe care o am de obicei. Eu am început de o lună să duc o dietă puțin subcalorică, anume să mănânc undeva la 1500-1600 de calorii pe zi, dar asta puteți să vedeți că nu s-a respectat în ziua de luni, deoarece am decis să nu dau supă cremă de roșii invitatului la cină, ceea ce aș mânca eu în general, ci am decis să fac niște cartofi veggies la cuptor cu salată de... O să vedeți! Începem cu micul dejun, unde eu de o lună am adoptat milkshake-ul. Milkshake-ul e un smoothie, nu-i milkshake, doamne. Pun un fructe congelate, o banană, lapte de migdale, de cocos, de orice, de soia, de orice am eu în momentul ăla în casă și le fac cu blenderul de mână până acestea devin o pastă. În general folosesc afine congelate sau mango congelat sau orice fructe congelate pe care le mai iau eu. Odată am cumpărat o castrulă mare de kiwi pe care am tăiat-o cu bulețe și am ținut-o într-o caterală în frigider săptămâna aia și mi-am pus din acelea în fiecare dimineață. Deci depinde de săptămână și depinde de săptămână și depinde ce am eu chef să mănânc în dimineața aia. După ce am făcut toată chestia asta, adaug proteină vegană pe care o cumpăr de la Prozis. Și în momentul ăsta noi avem două tipuri de proteină vegană în casă. Avem proteina cheesecake, care e preferata mea. Și dacă sunteți cumva genul de om căruia îi plac sau care preferă puțin mai dulce, vă promit că o să iubiți proteina cheesecake. Este strawberry cheesecake, așa se numește. Noi am luat-o la 900 de grame.
Și mai avem o proteină, sper să nu greșesc, se numește speculos și aceea e foarte bună, are cumva gust de biscuiți. Nu e la fel de dulce, îmi place mult și aceea, doar că cele căpșuni e puțin mai dulce, deci dacă aveți cumva vreo preferință, bun. La toate nebunii astea, uneori mai adaug un mix de semințe, depinde de zi, depinde dacă am chef sau nu, încerc să nu adaug de fiecare dată aceleași lucruri. Dar deja mănânc așa de o lună și nu pot să zic că m-am săturat de asta, deci e nice. Și de asemenea puteți să, fiind shake, puteți să scuturați recipientul. Mie îmi plac colașele formate din proteină, îmi pare rău dacă cumva e ciudat pentru voi. Mi-e place și mâncarea arsă. Nu am ce să spun în apărarea mea, pur și simplu genul de mâncare care îmi place, așa că prefer să amestec doar cu lingura, așa că mai dau acolo de niște, cocolașe accidental, e o surpriză și o bucurie pentru mine. Bun, după data de rășenea asta, deci asta se întâmplă pe la 7 dimineața când mă trezesc, după vreo 2-3 ore, pe la 10 de obicei, iau un snack care poate să fie un măr în general, sau struguri, sau kiwi, sau orice fructe mai am eu prin casă și uneori înlocuiesc un fruct cu niște iaurturi foarte bune pe care le-am găsit la Lidl. Sunt niște iaurturi bazate pe soia, 4 iaurturi la 4 lei și ceva, adică și foarte ieftine față de Alpro, care sunt la 3 lei 25 sau 4 lei 25 doar un iaurt. Cam mult. Așadar, pe la ora 10 am luat un snack, am mâncat un măr, ca prânzul urmând să se întâmple pe la ora 12. În mod general, la ora 12 mi-aș lua pauza de la muncă și aș mânca orice am eu gătit, dar cum a fost o zi specială și nu am avut mâncare, a trebuit să mă uit, trebuie de ce pot să gătesc, pentru că la 12 deja foamea este mare. Așa că ce am făcut a fost să iau un mix de legume chinezești, cred că sper să nu uit, o să pun un filmul ăsta, cum am zis, să îl trag în tigaie cu soia, cu sos de soia, cu ceapă și a fost genial, efectiv. Mâncările astea sunt foarte bune și prima oară când am încercat mixul ăla de legume chinezești, bine, am mai mâncat mâncare la restaurantul chinezești, dar e prima oară când le-am încercat pe alea de la Lidl, la pungă. Chiar sunt foarte bune, chiar sunt foarte bune și asta m-a făcut pe mine că ieri, da, deci asta a fost luni și atunci ieri când am făcut mâncare, ieri am reușit să fac mâncare pentru toată săptămâna și atunci am reușit să fac la tigaie, vă dau aici un hint, o rețetă care e super ușoară de făcut și doamne ce bun e, îmi pare rău și că am făcut așa puțin, dar nu știam cum e și am zis doar să încerc. Am călit niște ceapă albă cu ceapă roșie, cu o linguriță mică de sare sau asta vine după gustul vostru câte sare vreți să puneți, la care am adăugat un morcov ras și nu știu cât să zic, o mână de ardei, vai ce soare, la care am adăugat o mână de ardei congelați pe care am luat de la Selgros, am luat de la Selgros sub pungă din aia mare de 1 kg sau 2 kg de ardei congelați ca să-i folosesc la mâncare și am tras nou cu sos de soia, nu știu de ce îmi place sosul de soia, adaugă pur și simplu un gust așa de bun și e și mai sărat, deci aveți grijă câte sare puneți în funcție de ce sos de soia folosiți și cât de sărat e acesta. Bunny, e ca par la TV. Ne-a parla. Bonnie, fondul meu de te, nu! Mămucică! Am încercat, bineînțeles, să fac felile de tofu pe fiecare parte, le-am tăiat așa într-un fel de cubulețe, dar că dacă sunteți acolo mâncători de tofu, știți că ca să iasă bun, trebuie să-l rumenești pe fiecare parte. Adică nu, mă rog, așa îmi place mie. Trebuie să-l rumenesc pe fiecare parte. După ce-l rumenesc pe fiecare parte, aia înseamnă că ai 40 de bucăți în tavă pe care trebuie să-i stai așa să-i întorci pe fiecare parte, ceea ce pentru mine e absolut imposibil și e mai ușor dacă stai bucățile alea lungi de tofu, doar că n-am făcut asta, bineînțeles. Nu mă duc capăt în momentul ăla. Și nu le-am prăjit foarte bine pe fiecare parte. Mă rog, prăjit. Nici n-am pus foarte mult ulei pentru că încerc să nu folosesc mult ulei, dar în orice caz a ieșit foarte bun. Dar asta mai am să zic așa ca și un plus, dacă cumva vreți să încercați felul ăsta de mâncare pe care vă promit că o să vă placă. Și am pus și niște ardei iute, niște sos de ardei iute pe care le aveam, vă promit că o să vă placă. Atunci încercați, dacă aveți nervi, să uitați să faceți pe fiecare parte. Ce faci, Bunny? Mai târziu am decis să nu-mi iau snack-ul pe care l-aș luat în general pentru că știam că o să mă aștepte o cină dureroasă pe care o să o regret, așa că pur și simplu skipping to dinner. Am decis să încerc să fac cartofi veggies, n-am făcut niciodată și nu-mi dădeam seama care e marele fâs despre asta, adică, mă rog, din câte mi-am dat eu seama ar trebui să-i fierb, pe aia să-i pui în cuptor, la temperatură mică și toate rășenii astea, așa că am luat câțiva cartofi, i-am fiert, urma să fim 3 persoane la cină. I-am pus în cuptor cu niște sare, cred că am pus puțin ulei, usturoi granulat și praf de chili, i-am amestecat pe tot și i-am pus în cuptor, pe care cred că i-am ținut la cuptor undeva la o oră, la 170 de grade și când a ajuns invitata noastră, Iasmina,
pusi. Bună, Iasmina. I-am pus la 220 de grade 10 minute înainte să mâncăm, doar ca să mai rămânească puțin pe exterior. Între timp am pregătit tofu pe care data asta l-am tăiat felii și l-am trecut printr-un sos pe care atunci l-am făcut, unde am făcut un mic amestec de făină cu niște sosuri, cu niște lapte, prin care i-am trecut și apoi am presat pe deasupra un mix de semințe cu susan și am băgat de asemenea la cuptor pe lângă cartofi de la 170 de grade și din nou pe aceștia de fapt i-am întors la un moment dat de pe o parte pe alta și după care am mai ținut 20 de minute tot la 170 de grade și erau toate în cuptor acolo când mi-a zis că am dat cuptorul mai tare ca să se rumenească. La care am adăugat o salată. Nici mai știu ce salată era acolo, au fost trei mixuri de salată, știu că aveam rucola, spanac și cred că era și ceva salată iceberg pe care am făcut cu sos de tahini, puțină sare și niște oțet. Au fost foarte bune, din păcate eu nu mâncam oțet, așa că am făcut o salată doar cu tahini, dar cred că a fost foarte bună și aia. Bineînțeles că am servit și un pic de desert, anume salată de fructe, pentru că e tot ce aveam în casă, având în vedere că încerc să nu mănânc prostii. Încerc să am un stil de viață puțin mai sănătos și să-mi reglez așa relația asta cu mâncarea, pentru că a fost foarte haotică de lungul vieții mele și încerc să mă duc într-o etapă în care sunt pur și simplu sănătoasă din punct de vedere fizic. Nu am nicio problemă aspectului, consider că fiecare suntem frumoși, consider că eu sunt frumoasă, îmi intră soarele în ochi, dar consider că trebuie să fiu sănătoasă. Că deja pas frumoasă, că sunt sănătoasă, așa că asta vă spun și vouă și asta aș vrea să înțelegeți, că trebuie să fiți sănătoși și până la urmă mâncați ce vreți voi, mâncați cum vreți voi, nu știu ce să vă zic ce să mâncați, pur și simplu, după cum am spus, dacă sunteți interesați de ce ați putea să mâncați într-o zi ca și vegani, vă rog, serviți-vă de aici. Dacă sunteți interesați de vreo rețetă, în mod special să o aprofundez decât ce am explicat eu în video ăsta, spuneți-mi. De asemenea, astăzi a fost o zi, astăzi, eu care am mâncat toate chestiile astea, a fost o zi în care am mâncat destul de mult tofu, în general. În general, fac o săptămână mănânc tofu și o săptămână mănânc doar boabe, de unde mi-au mai mult proteinele, cum ar fi linte roșie, linte verde, fasole albă, fasole roșie, năut, toate chestiile astea încerc să alterez săptămână cu săptămână ca să nu mănânc în fiecare... Bănii latru. Bănii de ce latru? Ca să nu mănânc în fiecare săptămână soia și tofu. Mă rog, până la urmă și o chestie de alternare, pentru că nu vrea să te plictisești mâncând non-stop același lucru, nu? Dragilor, sper că v-a ajutat cu ceva videoul ăsta, o să stau așa, sper că v-a ajutat cu ceva videoul ăsta și sper că, nu pot să zic că ați învățat ceva, dar măcar sunteți curioși de rețetă și vreți să o încercați. Până la urmă, după cum am spus și o să mai zic, nu trebuie să devenim toți vegani, doar ajutați cât de puțin puteți. Bun, vă pup și sper să aveți un final de săptămână minunat. Ne vedem data viitoare. Spuneți-mi dacă ați fi interesați în mai multe videouri despre veganism sau ce mănânc eu. Sau spuneți-mi, sunt foarte interesată, am în vedere că eu încerc să țin o dietă subcalorică vegană acum. Sunt interesată dacă sunt alți oameni acolo în situația asta și cam ce mâncați voi sau cum vă organizați mesele, ce alimente vi se par foarte bune în dieta asta. De exemplu, bine, bineînțeles că sunt interesată aici într-un volum mai mare și calorii mai mici. Asta e scopul meu. Bine, dragilor, vă pup și ne vedem! Bani, vă pupă! Bani, de ce ai făcut așa răuța și ai lătrat la mami? De ce?